Numărul persoanelor din Mehedinți infectate cu virusul SARS-CoV-2 internate în spital a crescut constant în ultimele zile. Comparativ cu luna iulie, când secția de COVID a fost goală, astăzi se află aici 34 de pacienți infectați. De asemenea, în ultimele 24 de ore au fost testate pozitiv 10 persoane. La data de 27 iulie aveam la Spitalul Județean din Drobeta Turnu Severin 0 pacienți internați infectați cu virusul SARS-CoV-2. La o distanță de o lună și ceva zile, la Spitalul Județean se află internate 30 de persoane infectate cu acest virus. Spitalul Județean din Drobeta Turnu Severin se pregătește pentru un nou val de internări la secția COVID. În această vară, aici paturile au fost goale. Zile la rând, reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Mehedinți nu au înregistrat nicio îmbolnăvire. Situația s-a schimbat însă în ultimele săptămâni, când se observă o creștere constantă a cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2. Situația epidemiologică din ultimele 24 de ore din județul Mehedinți este următoarea. Au fost confirmate COVID-19 10 persoane, 361 persoane se află în carantină la domiciliul sau la locația declarată de aceștia, 5 persoane se află în carantină instituționalizată, 43 persoane sunt testate pozitiv și se află în carantină, în izolare la domiciliu asimptomatice și 34 persoane se află internate. În ultimile 24 de ore, cum spuneam, s-au confirmat 10 cazuri de îmbolnăvire și niciun deces nu a fost înregistrat. Rata incidenței cumulative COVID-19 la 1000 de locuitori este de 0,20. În ultimele 24 de ore au fost confirmate 10 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV-2.